Bună ziua, stimați locuitori ai municipiul Chișinău. Bună ziua celor prezenți care sunt astăzi cu noi. Mulțumim presa că a dat curs invitație și este astăzi cu noi. De fapt, problema construcțiilor ilegale este o problemă majoră, așa cum și a mai fost. Nimic nu s-a schimbat. Chiar dacă primarul Ivan Ceban ne vorbea că va pune capăt dezmățului în construcțiile ilegale, ceea ce vedem noi, de fapt, el a devenit protectorul acestora din urmă și merge în detrimentul și împotriva cetățenilor din municipiul Chișinău în acest subiect. Reiese din aceste construcții ilegale, reiese încă câteva probleme majore. Una dintre ele, care știți fiecare dintre dumneavoastră, este vorba de ambuteiajele interminabile, este vorba de lipsa de parcări, este vorba de lipsa locurilor în instituțiile de învățământ preșcolar cât și școlar. Astăzi suntem la o construcție ilegală din strada adresa Vasile Alexandrii 103. Este una ilegală și de ce este responsabil anume Ivan Ceban de această ilegalitate, vom vorbi în cele ce urmează. Mai întâi de toate vrem să menționăm că despre această construcție a vorbit societatea civilă chiar imediat din primele momente când aceasta a început să fie demolată. Și societatea civilă se întreba, dar cum oare peste noapte poate să dispară o casă de locuit sau o construcție? Se întreba cum de fapt reconstruirea unei construcții este egală cu demolarea și de fapt de când demolarea prezintă reconstrucția unui obiect. Atunci, anume în clipa când această construcție se demola, Ceban era preocupat de organizarea concertelor și nu își făcea griji că municipiul Chișinău rămâne fără o clădire istorică din centrul orașului, pe care de fapt pretinde că are grijă de ea. În primul rând vreau să menționez că aici a fost o casă individuală de locuit datată încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Această construcție era inclusă în registrul monumentelor locale, dar ceea ce este interesat, că anume Ivan Ceban, acel care îmbla cu ridicarea gardurilor, anume el a votat în Consiliul Municipal pe când era consilier municipal ca să fie exclusă din registrul monumentelor istorice, anume această casă. Cu regret, schemele foarte bine cunoscute de Ivan Ceban și mânuite foarte bine, ele sunt aplicate și acum și de fapt pe atunci când el a votat excluderea din registrul monumentelor locale, de fapt de pe atunci se sonda terenul ca ea în zilele noastre să fie demolată. Dar despre detaliile tehnice, despre cum a avut loc acest lucru, va vorbi colegul meu, Dumitru Ivanov. Bună ziua și vreau să spun că Consiliul Național al Monumentelor Istorice sau CNMIE a emis autorizație de reconstrucție pentru o clădire existentă, sau mai bine spus clădirea care a fost cumva aici. Nici de cum de demolare și de reconstrucție, ceea ce s-a întâmplat, sau nici de demolare și de construcție unei clădiri noi, ceea ce se întâmplă acum. Mai mult, vreau să amintesc că această construcție care era aici, clădirea aceea veche care era aici, a început să fie demolată în timp ce Ivan Ceban se distra pe la concerte, la concertul de Salut Chișinău. Iar proprietarul nu a respectat avizul de reconstrucție și a început demolarea ilegală a clădirii care a fost aici și construcția unei clădiri noi, la fel, ilegal. Iar Ceban se distra la concert. Oare primarul Ceban n-a văzut că aici nu se reconstruiește, dar se demolează? Dar să le luăm pe rând. La 11 iulie 2022, Ministerul Culturii a cerut de la Agenția de Supraveghere Tehnică și Agenția de Inspectare a Monumentelor a Republicii Moldova să vină și să inspecteze șantierul de construcții care se află aici și să verifice documentația de proiect și documentația de urbanism. Ulterior, după ce a fost făcută această inspecție, s-a constatat că are loc o demolare ilegală și fără ca să fie o autorizație de demolare, care este prevăzută expres în legea 163, mai precis articolul 1, aliniatul 2, și la fel nu s-a respectat documentația avizată care a fost de aici de urbanism. Mai mult, s-a constatat construcția abuzivă în zonă protejată, ceea ce este încălcare flagrantă
a legii 1530, articolul 12, alineatul 1 și 2. Chiar și autorul proiectului a recunoscut că sunt anumite abateri de la proiect. Iar, respectiv, AST a făcut mai multe recomandări și așa a solicitat starea lucrărilor de construcție. Mai mult, primarul Ivan Ceban a fost informat despre aceste abateri și încălcări și lui s-a cerut, în primul rând, revizuirea documentației de urbanism care a fost aprobată și, mai departe, întreprinderea măsurilor conform prevederilor legale. Respectiv, în aceste condiții, primarul Ivan Ceban trebuia să suspende sau să anuleze autorizațiile care erau în vigoare și să aplice sancțiuni conform cadrului legal. Însă, Ceban, ca de obicei, nu a făcut nimic. Mai mult, vreau să menționez că, datorită colegilor din Parlament, a fost modificat codul contravențional, anume ce ține de construcțiile ilegale și demolările ilegale. Chiar din motiv că proprietarul terenului nu a avut autorizație de demolare și de construcție unei clădiri noi, iar conform articolului 423 al 10-lea și 439 al 6-lea din codul contravențional, se prevăd două încălcări majore, demolare ilegală și construcție ilegală. Ok, din câte vedem noi, primarul general a devenit un tamada foarte bun și un organizator de concerte. Respectiv apare întrebare, oare de ce primarul nu ia măsuri în ceea ce privește această construcție și nu doar? Întrebarea este foarte interesantă în contextul în care astăzi este luni și oare nu așteaptă primarul general acel renumit culoc de la Cornel? Concluziile vi le faceți singuri. Pe când fracțiunea PAS cere primarului general să lase toate deprinderile lui destructive pentru municipiul Chișinău și să înceapă să își exercite atribuțiile funcționale și respectiv în acest context fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău cere primarului general Ivan Ceban ca să retragă autorizația de construcție și a certificatului de urbanism, asta este unul, ca Ceban să aplice sancțiunile conform codului contravențional și anume articolul 423 10 prim și 439 6 prim, care spun că e de competența primarului, viceprimarului și arhitectorului general să aplice astfel de sancțiuni. 4. Să înceteze tutelarea construcțiilor și a agenților care construiesc ilegal. Și nu în ultimul rând, noi și această construcție o vom marca ca o construcție ilegală. Noi vă mulțumim că ați fost cu noi și dacă sunt întrebări, vom încerca să răspundem la ele. Anterior, pe rețelele sociale, fracțiunea PAS a fost criticată după acțiunile similare, pentru că ar avea toată puterea Parlamentului, Guvernului și ei ar trebui să fie cei care luptă construcții legale și să nu dea vina pe alții. Comentați. În acest context vreau să aduc aminte anume de articolul de codul contravențional, la articolul la care am făcut referire și am vorbit expres că este de competența primarului, viceprimarului și a arhitectului general ca să aplice astfel de sancțiuni și eu cred că fiecare trebuie să se uite în ograda proprie și nu la vecin. Fiind consilieră municipală, sunt cumva informată de către cetățeni și rugată ca să reacționez prompt la anumite situații și asta este una dintre aceste situații și eu îmi exercit atribuțiile mele privind și fiind ales local. Dar primarul să-și le exercitele pe ale lui. Câte construcții ilegale estimați că ar fi în Chișinău sau câte cel puțin le-ați identificat împreună cu ei? Un număr exact nu o să vă zic, dar este o listă destul de mare și cum ați văzut la conferința anterioară, am menționat că am făcut un demers, deputatul, colegul nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vesile Grădinaru, a făcut un demers către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în acest sens, ca să întocmească această listă și să o facă publică, pentru că oamenii, cei care vor să-și investească într-un imobil, să mai întâi să consulte această listă și apoi să ia decizia unde ar vrea să investească, să aibă cel puțin o informație referitor la acest subiect. De ele sunt foarte multe și eu cred că treptat noi o să le facem lumină la toate. Vom face anumite demersuri, poate proiecte de decizie anumite, cum am făcut și anterior. Și este a treia acțiune de acest gen a PAS din CVC. Dacă monitorizați, dacă există răspunsuri în legătură cu construcțiile ilegale pe care... Referitor la construcția de pe Coca 7, urmează miercuri, vă invităm și pe dumneavoastră, se va examina proiectul de decizie care l-am întocmit.
Este vorba că noi să punem în sarcina primăriei municipiului Chișinău ca să întocmească procesul verbal în baza articolului 179, că este o construcție ilegală, de fapt este decizia instanței de judecată acolo și să meargă în instanță ca să ceară demolarea, ca pe urmă noi să putem să aplicăm. De exemplu, noi suntem consecvenți în ceea ce face și respectiv urmează chiar miercuri să continuăm acțiunile în acest sens. Vă mulțumesc. Întrebări eu. Da. Cine v-a invitat responsabil de la primărie și servicii tehnice ca să... Dacă ați fost atenți, adică noi am vorbit foarte consecvent în expunerea tuturor momentelor, respectiv noi am făcut trimitere la toate actele care s-au constatat. Am zis că Ministerul Culturii a constatat din primele că este demolarea unei construcții și a sesizat atât ASTE-ul cât și Inspecția Monumentelor din Republica Moldova. Respectiv, ei au ieșit la fața locului, noi avem toate aceste demersuri, avem toate constatările, avem prescripția de sistare a lucrărilor, avem constatat toate momentele care am vorbit anterior și respectiv și Primăria Municipiului Chișinău a fost informată. Tocmai de ce noi suntem astăzi aici ca să cerem primarului și am menționat să recepționeze toate aceste documente și nemijlocit să aplice codul contravențional, dar sancțiunile conform codului contravențional pe articolele care le-am menționat anterior. Ați încercat să vă ați legătura cu proprietarul clădirii? Nu. Da. Okay. Da, lipim. Okay. Mersi. Haideți să mergem să lipim. Da, ne dați, vă rog? Ce facem mai departe? Vrem să le lipim cu colegul Eroșu. Da. Da, sigur. Ține, te rog. Da, sigur. Eu singur nu sunt scurt, dar hai să trecem strada. Nu s-au pun cer. A? Nu s-au pun cer. Dacă de ce zic. Ok. De acceptat că cine o să vie în primărie. Așa că lumea știe. Eu nu-ți faci datorie. Nu-și face datorie. Normal, dar ei nu vor fi, s-o pun. Lumea sunt și de mai tare, s-o pun. Dar leagă o prinesc așa, grasă. Mă leagă. Așa. Să punem construcție. Da, hai chiar aici. Da, cred că una e suficient. Da. Mersi tare mult, vă mulțumim. Sunt ilegale în municipiul Chișinău. Trebuie să fie.